Stimați colegi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Călăraș, distinși oaspeți, sărbătorim astăzi devotamentul și curajul celor care, îmbrăcând uniforma de pompier, intervin de fiecare dată în sprijinul comunității ca salvatori în situații de urgență. Ziua pompierilor are ca reper un moment dramatic din trecutul țării noastre. Salvați vieți, ajutați oamenii la necaz și ați rămas militarii care ne putem baza pe ei. Am petrecut, să spunem, și momente frumoase. Tinerii sportivi care sunt campioni au luat locul 2 la Iași. Felicitări echipa sportivă a Comandamentului de Pompieri Călăraș. Domnule comandant Diaconu, mulțumesc pentru că mi-ați adresat ce va fi, să spunem, pompierii pe Dunăre. O liniște deplină și o sănătate cât putem noi să ajutăm la nivel de asistență medicală de urgență cu toate echipajele noastre din Călăraș. Vă mulțumesc de tot sprijinul tuturor. Contez pe proiecte și pe ajutorul din partea celor care sunt din autoritățile locale ca să creștem pe zi ce trece și să se vadă că în Călăraș există o unitate de urgență la nivel național și poate chiar mai mult, că nu avem un standard. Vrem totuși să fim cineva, suntem o localitate de frontieră, suntem un oraș frumos. Să știți că eu nu sunt de aici, dar apreciez foarte mult orașul dumneavoastră și îmi place. Și vreau să fie pe măsura poziției pe care o aveți pe hartă și a poziției pe care o simt eu în momentul ăsta și de atunci de când am venit aici. Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență m-am străduit cu sprijinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne să găsesc soluții pentru dotarea cu tehnică modernă de intervenție. În ultimul an, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a trecut printr-unul din cele mai ample programe de dotare din ultimii ani. Peste 31 de milioane de euro din fonduri europene au fost cheltuiți în anul 2015 pentru achiziția de echipamente de comunicații și pentru inundații. Alte câteva milioane de euro de la bugetul de stat au mers pentru cumpărarea de echipamente folosite la misiunile de zi cu zi. Este recordmenul național. Anul trecut la Timișoara a stabilit timpul de 13 secunde și 36 de sutimi. Care spune mult că va fi cu greu. Totodată, cu ajutorul pernei pneumatice, putem face salvări de la etajele clădirilor. Pe spate, nu deci după ce ajunge la un nivel superior al blocului, se va acorda primul ajutor medical persoanei accidentate, iar dacă aceasta se poate deplasa singură, se va putea face salvarea cu ajutorul cordițelor și a unei tărci. Deci cu ajutorul cordițelor de salvare și a unei tărci se va coborâ persoana de la etajul superior pentru a putea fi predată. Echipajelor medicale.
după aceste exerciții demonstrative de și anume uitarea unei grătiți cu ulei pe aragaz, bucătarul sau bucătăreasa probabil furate de, eu știu, de un serial, uită gratița pe aragaz, aceasta se va încinge și va lua foc. Stingerea caratiței se face cel mai bine cu folosirea unui prosop umed care se, cu care se acoperă tigaia. Se oprește butelia și se stinge prin acoperirea tigăiei cu un prosop umed. Ce se poate întâmpla dacă se aruncă cu apă pe, pe tigaie? Iar dacă din greșeală ia foc și furtunul de la butelie, ceea ce se întâmplă din nou destul de des, da? Cu ajutorul la fel a unei pături umede, se acoperă și se oprește și eliberarea gazului din, din butelie. Mulțumim. Și stingerea la tavă explodează când e acoperită toată de temperatură. Aprinderea unor substanțe combustibile și anume petroliere și anume motorinei benzinei. Știți foarte bine că și la stațiile PECO se folosește cel mai bine ori spuma de pe autospeciale de intervenție, dacă nu, stingătoarele din dotarea fiecărui asta să fie și stingătorul în termenul de valabilitate. Colegii de la Inspecția de Prevenire știu cel mai bine și asta controlează de fiecare dată. Iar acum, ultima parte a exercițiilor demonstrative, tot în bucătărie. S-a apropiat prea mult, mult de foc. Și bineînțeles, după ce se provoacă incendiu, se solicită echipajele specializate care vor interveni. Stingeți butelia.